Bine v-am regăsit la magia zilei. Astăzi vom vorbi despre copiii zodiacului, despre copilul din zodia balanței. Copiii din balanță sunt calmi și în același timp vioi, frumoși și încântători. Detestă violența și agresivitatea de orice fel și optează mai degrabă pentru jocuri care cer răbdare, precizie și exersarea gustului lor pentru ce e mai bine fundamentat și logic. Au adeseori o înfățișare angelică, cu părul buclat și gropițe în obraj sau în barbă. În cererile lor către adulți știu să fie irezistibili și din cauza aceasta, mulți dintre ei sunt foarte răsfățați în familie. Sunt înclinați în general către ordine și curățenie, iar principalul lor defect este nehotărârea, cronică de altfel, de care dau dovadă în fața oricărei alegeri. Deci e recomandabil ca părinții lor să se preocupe serios de acest aspect în educația pe care le dau încă de la vârste flagede. Fetițele sunt cochete și își petrec multă vreme în fața oglinzii, aranjându-și panglicile ori, travestindu-se de multe ori în mici prințese. Nu trebuie să fie pedepsite prin metode severe, ci mai degrabă îndrumați și sfătuiți, lucru pe care ei le vor aprecia foarte mult. În caz contrar, devin groaznic de încăpățânați și nu se poate scoate nimic de la ei. Le place natura în laturile ei artistice și au o afecțiune deosebită pentru animale. Deci copilul balanță este o fire artistică cu dragoste pentru frumos și pentru pace. Cam atât despre copilul din zodia balanței. Vă spun la revedere, vă dau întâlnire la o nouă ediție Magia Zilei, iar până atunci aveți grijă de voi și de copiii voștri.